Deranjat de acuzațiile aduse de foștii miniștri, Laurențiu Ciurel i-a transmis lui Cătălin Predoiu că se face vinovată de actuala legislație din România, care pune piedici complexului energetic Oltenia. Toți cei de acolo au spus că nu e bine, dar nu au spus cum e bine. Eu le-am adresat o întrebare directă și o invitație să vină să le vorbească nu numai la câțiva oameni aduși și de sindicat puși acolo în sală, să vină să vorbească la, nu știu, le facem o invitație să meargă într-o carieră sau le asigurăm o prezență de câteva mii de oameni. Și ce ar face în situația asta pe care guvernul lui Predoiu a creat-o prin legislația adoptat în 2011, în care suntem obligați să vindem energie cu un leu. Managerul CEO a spus că nu înțelege nici atitudinea lui Vosganian. Chiar înainte de a se întâmpla evenimentele astea politice de destrămare a USL, mă rog, am avut cu dânsul și pot să spun că și chiar și după aceea am avut cu dânsul chiar o relație foarte bună. Dar, mă rog, politica e politică, nu mă amestec. Declarațiile politice sunt una, realitățile sunt altceva. Laurențiu Ciurel crede că toate aceste atacuri sunt datorate campaniei electorale.